A murit și a treia victimă. Adolescentul de 18 ani din Mereșeni, Hâncești, care a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost găsit în casa mistuită de flăcări împreună cu încă doi minori deja decedați, a pierdut lupta cu viața. Băiatul a murit în noaptea de 29 noiembrie în secția de reanimare a Spitalului Raional Hâncești. Informația a fost confirmată pentru echipa 902 de către procurorul șef al procuraturii din Hâncești, Remus Moroz. Tragedia din Mereșeni a avut loc pe 25 noiembrie, puțin după miezul nopții, când poliția a fost sesizată că arde o casă. Pompierii au depistat cadavrele a doi minori de 15 și 17 ani, iar tânărul de 18 ani era conștient și a fost dus la spital cu leziuni craniocerebrale. Polițiștii împreună cu procurorii au reținut în noaptea de 28 noiembrie un tânăr de 24 de ani din Caracui, același raion, suspectat de omorul celor doi minori. Suspectul i-ar fi lovit cu un topor în cap pe cei trei, apoi le-ar fi furat telefoanele și ar fi dat foc la casă. Potrivit poliției, individul își recunoaște vina și ar fi povestit că a făcut cunoștință cu victimele pe internet. Tatăl tânărului de 24 de ani din Caracui, reținut de către procurori, nu crede că fiul său ar fi autorul crimei. Bărbatul susține că acesta a plecat la o întâlnire cu o domnișoară, însă minorul de 17 ani decedat și cel de 18 ani internat în stare gravă la spital, care a murit azi, ar fi încercat să-l agreseze sexual. Îl întreb, Tudore, spune-te, rog, cum ai putut tu să ridici mâna să dai în copiii ăștia? Că-s copii, băi, 15, 16, 17 ani. Tăticul a vrut, mă scuzați de cuvânt. Au vrut să mă p***sască. Eu vă spun cum a spus băietul. Cum, bre, cine? Pus capul în pământ și tași. Contactat telefonic, procurorul șef al procuraturii din Hâncești, Remus Moroz, nu a vrut să comenteze declarațiile tatălui suspectului, precum că în casa în care s-a produs tragedia se prestau servicii sexuale, inclusiv de către doi băieți. Totodată a precizat că nu mai există alți suspecți pe acest caz. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul de 24 de ani, suspectat de omor, riscă detenție pe viață. Cu mai multe detalii revenim în ediția următoare.